De Facebook și Instagram vi se pregătește ceva. Meta, compania mama a celor două rețele sociale, se gândește să introducă un abonament lunar de $14 pentru utilizatorii din Europa. De ce? Ca să evite consecințele regulilor stricte de confidențialitate din Uniunea Europeană. Ce înseamnă asta pentru noi? Dacă nu suntem de acord să împărtășim datele personale pentru reclame țintite, specializate pe interesele noastre, vom avea opțiunea să plătim acest abonament ca să scăpăm de reclamele enervante. Bun, să avem un cost sau nu? E întrebarea noastră de astăzi și o veți vedea imediat pe ecran, o găsiți și pe Facebook, știrile dimineții Antena 3 CNN. Ați fi de acord să plătiți în jur de 80 de lei ca să scăpați de reclamele de pe Facebook și de pe Instagram? Ne puteți scrie pe Instagram.